Tăricean se distanțează azi de marele miting al PSD, am discutat în interiorul ALDE. Presubliere dintele Senatului, Călin Popescu. Tăricianu a declarat miercuri ce nu dore subliniere te se comenteze intenția PSD de a organiza un miting. El a precizat că această inițiativă nu este criticabilă, dar a precizat foarte clar că nu este o acțiune a coaliției de guvernare, ci una a PSD. Eu m-am pronunțat în legătură cu referendumul, sublinierei mai ales cu demersul pentru organizarea referendumului, demers care a fost materializat prin strângerea a peste 3 milioane de semnături. Am discutat acest lucru, sublinierei, în cadrul ALDE. Acum, în ceea ce privește sublinierea mitingul, nu am să fac comentarii, este o decizie a partenerilor noștri, sublinierei, de coaliție, a PSD, sublinierei, cred ce a dat posibilitatea cecenilor să sublinierei manifeste opțiunile nu poate să fie un lucru criticabil, a explicat Tăricianu, într-o declarație acordat presei, la Palatul Parlamentului. Presubliniere dintele PSD, Liviu Dragnea, a anuncat, luni, ce socialdemocrații vor organiza, luna viitoare, un miting de amploare în București, subliniere tip pentru susținerea familiei tradiționale. La finalul lunii martie, Călin Popescu. Tăricianu declara ce trebuie organizat un referendum pe tema redefinirii familiei în Constituție, transmicându-le celor care au îngrijor ce România ar putea deveni o car mai puțin liberal, ce acest lucru nu se va întâmpla. Eu rămân la convingerea că nu putem să neglijăm 3 milioane de semnături ale cecenilor români pe această problemă. Suntem obligați, practic, să organizăm un referendum, sublinierei, sigur, celor care au îngrijor ce România va deveni mai puțin liberal, eu am să le spun ce nu. Avem în acela sublinierei timp în vederea se cadrme, din punct de vedere legal, cât mai bine parteneriatul civil, sublinierei, în a subliniere a fel încât să putem da un anumit confort, sublinierei, celor care aparțin altor tipuri de minorități, spune Tăricianu. Camera Deputaților a adoptat în mai 2017 inițiativa cecenească de revizuire a Constituției, care prevede ce familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțit între un bărbat, sublinierei, o femeie, semnat de 3 milioane de ceceni. Inițiativa trebuie adoptată, sublinierei, de Senat, în calitate de for decizional, ulterior fiind necesară organizarea unui referendum. Presubliniere dintele Klaus Iohannis a cerut pe 14 martie Parlamentului reexaminarea legii pentru modificarea, sublinierei, completarea legii 3 pe 2000 privind organizarea, sublinierei, desublinierea referendumului.